Leonardo Roftea a inaugurat astăzi la Ploiești propriul pub. Pe pereți, poze din cariera moșului, echipamentul de la meciuri și trofee. Nu lipsesc pozele din marile bătălii. Mulțumim aniversari absolut toți. Sigur. Special pe care, dacă e vorba să-l pun la băut, mă bagă sub masă din start. E profesor. Doroftei spune că nu se teme de clienții care vor exagera cu băutura. După câteva beri, scoți masa din rin și începe partea de mică. Moșul a fost atât de entuziasmat de inaugurarea localului încât a trecut și pe postul de ospătar. E drept doar pentru clienții apropiați. Bineînțeles, de la eveniment nu putea lipsi carismaticul antrenor al lui Doroftei, Titi Tudor, zis Titi Prosop, care a schimbat obiectul muncii și ne dezvăluie ce îi va face lui Doroftei dacă acesta va exagera cu băutura. Îi dă un auto, îl fac. Ce n-a fost el făcut auto, ring, îl fac eu auto, la el ringul, dacă consumă băutura alcoolică.